Bancomatele rusești resping noua bancnotă de 100 de ruble. Bancnota nu va fi astfel introdusă în circulație prea curând din cauza dificultăților cauzate de ieșirea furnizorilor occidentali de ATM-uri și de servicii de punct de vânzare din cauza războiului din Ucraina. Banca Centrală a Rusiei a introdus joi noua bagnotă de 100 de ruble, care înfățișează turnul Spascaia al Kremlinului pe față și memorialul RGF al soldatului rus pe verso, cu o durabilitate mai mare și caracteristici de securitate îmbunătățite. Îngrijorările legate de circulația noii bagnote au apărut după ce cei mai importanți producători americani de ATM-uri și terminale de punct de vânzare, NCR și Diebold Nixdorf, au părăsit Rusia ca represalii la invazia acesteia în Ucraina. Șeful adjunct al Băncii Centrale, Sergei Belov, a declarat că va dura între șase luni și un an pentru ca bancomatele și casele de marcat din Rusia să actualizeze echipamentele care să recunoască noile bannote. Asociația Băncilor din Rusia, un ONG care reprezintă interesele a 145 de membri, a cerut amânarea introducerii noilor bannote în această primăvară. Asociația estimează că 60% dintre bancomatele rusești și toate casele de marcat sunt importate. Banca Centrală intenționează să introducă anul viitor, banknote de 1000 și 5000 de ruble.